Mai întâi vă spun ceva referitor la întrebări și răspuns. Vedem că nu putem noi să răspundem la toate frământările și întrebările ce le aveți voi la astfel de întâlniri. Vă recomand, dar așa cum scrie în Cântarea Cântărilor, fervinte vă recomand. Nu stați sub stări de apăsare, dacă e vorba de mărturisire, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți anumite relații de prietenie, cu un mod greșit ne-am obișnuit să le spunem. Discutați cu părinții voștri, dacă nu cu slujitori. Pentru că de regulă diavolul, când vrea să amăgească pe cineva, nu îl lasă să spună, până se produce catastrofă. Cum dădeam cazul acelei fete, nu sunteți niciunul experimentat. David spunea pe Solomon, deși era foarte înțelept, este neîncercat. N-ați mai trecut pe drumul acesta. De aceea, întotdeauna să aveți un consilier aproape, cineva cu care să țineți legătură. Nu refuzați aceste servicii. Îmi spunea un prezbiter că cineva l-a informat despre o fată care s-a expus în spațiu public cu un tânăr, o întreabă el, corect ar fi fost ea să meargă să spună, vrei să mă interesezi despre tânărul acesta care este din altă țară? Și a zis, nu, noi ne iubim. Și între altele s-a laudat la prietenii ei, că urmea să facă un voiaj prin Europa, să meargă. Un fel de lună de miere și înainte de mântă. Și cum avea o poză cu el pe display la telefon, o colegă de clasă zice către alta, asta e proastă. Ăsta își bate joc de asta. Deci eu am fost un voiaș. Și beata de ea nu voia să creadă nici pe prezbiter și să-l lasă să se intereseze. Nu-și credea nici colega, dar, din fericire, Dumnezeu s-a îndurat de ea și a descoperit că el o domințită și, până la urmă, era doar o păcăleală. Nu fiți naivi. Îmi vine în minte cazul unei fete de la noi din biserică. S-a nenorocit cu un băiat în lume. Și când am aflat și am spus să stea cu minte, a zis, dar iubesc. Și după ce își trage chinul, am zis, ți-ai mai amintești? Cum ai zis? Cum ce să zic și eu? Să iubești. E scris în Biblie, cel neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. Aplicativ. Dacă un băiat vrea să ia o fată și să nu răspunsă, dacă el e credincios pe el, Dumnezeu nu o lasă. Așteptările celui neprihănit vor fi numai bucurie. De asemenea, dacă o fată este credincioasă, dar un băiat a reușit să pozeze, cine nu este? Îmi spuneam, frate, undeva la o noapte de veche, în Bihor, mai coane în urmă, bihorenii care știți sunt puțin așa mai flăcărați, zicem noi, să luăm partea bună a lucrurilor. Și un cântăreț cânta cu acordeonul și zică, amin și aleluia. Și printr-o soră bătrână vorbește Duhul Sfânt, a explodat aia în picioare și a zis, ascultă nelegiuitule! Toată biserica a înghețat. Ăsta era căsătorit, era în divorț și pețea o fată la ei de la mână. Deci, te poți aștepta și la altfel de înșelătorii. Numai Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. Dacă ești credincios, dacă ești credincioasă, dacă ai așteptări de fidelitate, nu de frumusețe, de bunătate, nu de bogăție, nu te lasă Domnul. Dacă îți dorești ca Ana, apropo de așteptări, își dorea un băiat, nu? Un copil. A zis, Doamne, eu n-am, dar eu vin regulat la casa ta, văd că nici tu n-ai. Dacă îmi dai, eu nu îți dau tine. Când așteptările noastre sunt legate de așteptările biserici, nu știu, Dumnezeu este din plin motivat să vină și să ne ajute. Amin. Iată întrebările dumneavoastră. Este moral ca un cuplu de tineri creștini să stea în relație de prietenie mai mult de 3-4 ani? E 100% imoral. S-au făcut studiuri sociologice și
au scos în evidență, fără Biblie, doar așa, dat fiind stările sentimentale ale omului, cu realism. Nu se poate o prietenie într-un băiat și o fată care să dureze și să nu nască sentimente. Scrie Proverbe 6. Poate umbla cineva pe cărbune aprins fără să îi ardă picioarele? Poate sau nu poate? Dar atunci voi de ce vă lucrați cu focul? Îmi spunea un frate de aici din Ardeal, că vine într-o joi seară o fată, și spune, frate, sâmbătă avem programată Logodnă, dar veniți să vedeți la noi la Logodnă. Vin foarte categoric, nu vine o sâmbătă la voi la Logodnă, veniți voi nu la comitet să vorbim. Dar noi am programat Logodnă. Am fost programat o cine știu. El a vrut timp ca să se intereseze pentru că băiatul nu era din țară. Și când a avut dosarul cu actele la zi, îi zice, eu nu pot să vă fac mult, pentru că băiatul a fost plecat, nu s-a ținut de adunare, nu-i membru nicăieri. Ba mai mult, află că fata, două vacanțe consecutive, a mers acolo el, a stat în aceeași clădire și vine mama fetei și spune, frate, copiii noștri sunt curați. Apoi dacă ăștia, nemergând la adunare, au stat câte două, trei luni într-o bară la aceeași clădire și au rămas curați, înseamnă că nu sunt sănătoși. Nu-i bine să căsătorească dacă nu sunt sănătoși. Ați priceput, da? Am văzut, frate, cum îmi vorbești așa? Păi, nu mai pot să întreba. Păi și lemnile sunt căl la soare, măi. Dar noi cu sânge în vene și voi tineri. Dar nu pricep. De ce durata asta, orică a fost lansată această relație prea devreme, orică, știu eu, vor să facă școală, orică mai aud uneori căsătorie, mă sună să mă duc la nuntă, frate, zice, la anul în august. Și zic, dar de când a început istoria asta? Bă, încă dintr-un alt august, mai înainte. Dar de ce amânați atâta? Nu-i local liber. A zic, asta e altă nenorocire. Că de câștigat la o astfel de masă, câștigă numai proprietarii localului. Și vor sta cu mință ăștia până la august anul viitor. Și venim în biserică și așteptăm să dea Dumnezeu binecuvântare, nu? Ce părere aveți despre meserii noi apărute, make-up artiști, manicuriști, designeri, vestimentari? Biblia spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 28, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile la ceva bun. De exemplu, nu vă pot recomanda, mă adaug eu la lista asta, să deveniți chelner la un restaurant, să servește băutură, să deveniți antrenor sportiv sau chestiuni care nu facilitează sfințenia și nici nu puteți ajuta oameni. Găsiți-vă o meserie care să fie compatibilă din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual, cu viața de credință. Dumnezeu să vă ajute. Un bilet care descrie o stare mai grea, dar nu neapărat o absolută raritate. Am fost violată în adolescență. O vreme am vrut să mă răzbun. Dar apoi Dumnezeu mi-a dat puterea să pot ierta. Întrebarea mea este, cine mai dorește să căsătorească cu mine? Între timp Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Auzi, dacă te-a primit Domnul de mireasa lui, bucură-te întâi. Spus Domnul Iisus că vagi și curbele pot să intre înainte la alții rai. N-ai pus seama dacă o spun vorba de un viol. Dar eu știu și situații de băieți care au acceptat pentru că au conștientizat sau situații invers, o fată bună. A venit și ne-a spus, frate, băiatul care m-a cerut în căsătorie, înainte de a se pocăi, a trăit cu alte fete. Eu n-am permis să mă sărute nimeni. Am sunat pe păstorul de acolo și am întrebat, ce m-a spus cu băiatul ăsta? Băiatul ăsta e născut din nou.
Și cele vechi s-au dus. Sunt căsătoriți de câțiva ani și într-adevăr este un bărbat de caracter. Și curat și fidel acum. Deci toată problema este Dumnezeu când va rândui așa ceva, va da celălalt puterea să te accepte, să treacă peste așa. De aceea v-am spus, nu vă căsătoriți cu istorie ascunse. Asta nu spun că trebuie să dai toate detaliile. Nici nu-i plăcut și nici nu-i înțelept. Dar trebuie să știe celălalt dacă ai avut, ți-ai pierdut fecioria sau dacă ai avut o prietenie de lungă durată, care trebuie să știi. Și dacă este, repet, o lucrare de la Dumnezeu, dacă este cu adevărat iubire, dacă se pune preț pe lucrurile sfinte, se acceptă și se trece peste aceasta. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Deci, să nu se teamă astfel de tânără, dacă va fi credincioasă, Domnul va avea parte pentru ea. Amin. Ce spuneți despre relația dintre un băiat și o fată, dacă unul dintre ei este de o altă confesiune? Iată de ce vă spuneam că întâi trebuie să aveți așteptări spirituale. De exemplu, un băiat de la Pentecostal discută cu o fată de la frații baptiști. Dar ce discută? Ăsta Pentecostal o fi spună, descoperi lucrurile Duhului Sfânt. Asta ori vrea și ea, ori face energie și pleacă. Dar dacă ei nu discută de lucruri spirituale, astfel numai după aceea, el vrea să meargă la stărință și ea spune, eu am venit să fac la stărință. Din oficiu. Dar n-ai cum. Am discutat undeva și într-o țară în Europa, o tânără româncă vrea să călească cu un adventist și de altă naționalitate. Și a zis, da, voi când o să merg la biserică? Sâmbătă sau duminică? Păi tu ești cu Duhul Sfânt, cu prorocii, el? Zice, și el crede în proroci. Zice, băi, ce proroci ai? El nu mai e. Zice, știi cine a fost aia? Zice, e un copil, ia altă, alte cărțurii. La profetese, el nu mai e. Dar noi ne iubim. Dar noi am programat nunta. Dar viața e numai din nuntă. După duminica nunții urmează N duminici, în care el vă spune că numai la biserică duminica e semnul viare. Singura duminică fericită să fie aia cu nuntă. Dar eu nu am discutat de asta. Discutați așa ceva. O să dăm de ceală, nu o să dăm de ceală. Crede-mă în lucrurile Duhului Sfânt. Facem misiune. Ce plan ai? Și deasupra planurilor noastre este planul și hotărârea lui Dumnezeu, care e mai importantă decât toate, numele Domnului să fie slăvit. De aceea, nu clădiți sentimental, nu clădiți unilateral, stați înaintea Domnului, rugați-vă că Domnul vă poate călăuzi. Eu nu propun neapărat o anumită procedură. Lui Dumnezeu îi place să lucreze divers. La unul e foarte simplu, îi dă Dumnezeu un vis așa ca la Iosif, o ia pe Maria și gata. Alții lasă Dumnezeu să se frământe, trec prin un travaliu uneori neplăcut, dar în final cel credincios va fi binecuvântat. Are Dumnezeu pregătit pentru fiecare un partener în căsătorie sau noi alegem și El binecuvântează alegerea noastră dacă este în Domnul? Apoi, de regulă, la întrebările care nu sunt corect formulate, e greu să răspunzi corect. Dacă este alegerea noastră în Domnul, atunci nu e de la Domnul sau cum e. În fine. Avem libertate, aveți libertate să vă căsătoriți cu cine doriți. În primul rând, în Domnul înseamnă să fie din aceeași denominație, confesiune, cum spuneam aici, ca să fie lucrurile cât mai clare, cât mai de aproape. Apropo, la așteptări, că asta a fost tema, să nu așteptați să se facă o unire, o compatibilitate, dacă e vorba de diferență. Acum, român cu maghiar, ne-am obișnuit aici, deși maghiarul la limba lui nu renunță și tot românul va trebui să renunță. Dar, dacă e vorba de diferențe mari de vârstă, cu cât diferențele sunt mai mari, cu cât împlinirea este mai a nevoie. Cât este mai apropiat cineva. Să de toate punctele de vedere. Dar
deasupra tuturor este Dumnezeu care călăuzește lucrurile. Vreau să vă dau un exemplu. Un băiat credincios, îl cunosc personal, s-a rugat și i-a pus Domnul pe inimă o fată din o altă parte. Toate mesajele și potrivirile înțelegerii lui mergeau într-acolo. De parte fete iarăși. Dar fata n-a vrut să vină, să se mute în două minute, că nu-i bine. Și în condiția asta, el a zis, mie este foarte clar, nu doar că am casă aici, știu că Domnul are lucrare cu mine aici, înseamnă că nu o fi rău. Și s-a dus la un proroc al Domnului. A zis, frate, sunt într-o încurcătură. Rogă-te pentru mine. Și fratele îi spune, da, a fost un plan de căsătorie. Care coincidea cu voia Domnului, cu dorințele tale și cu așteptările ei. Dar ea n-a vrut să se ridice la înălțimea așteptărilor ei. Ea își dorea ceva, dar pentru ce își dorea trebuia să plătească un preț. Și prețul era să accepte să se mute. Și a spus, Dumnezeu a adus situația până în punctul acesta ca să știe că i-a ascultat dorințele, putea să-i dea ceea ce cere, dar pentru că ea nu a fost gata să plătească prețul, planul s-a pierdut și Dumnezeu te va binecuvânta pe tine cu altă fată. El este căsătorit, fata care se înțelege, fata aia nu-i măritată în 50 de ani. 30 ceva de ani. De aceea lucrurile lor trebuie bine cântărite ca să fie înțeles. Deci nu neapărat există un unic, dacă respectivul nu vrea sau nu l-ai găsit, în rest este nefericit. Și eu poate să aibă și altă opțiune. Dar tot nu de capul tău, tot în colaborare cu Domnul. Că Domnul cunoaște inimile și are proiecte pentru fiecare dintre noi. Un băiat, ca să vă dau un exemplu, s-a dus pe ții la o fată și pe drum a avut un accident. Și a zis, nu, cumva accidentul ăsta vrea să-mi dea mie ceva de înțeles. A lăsat puțin lucrurile așa în stand-by și s-a rugat mai mult, a postit. Și când s-a dus undeva la rugăciune, Domnul i-a zis, fiindcă m-ai întrebat, fiindcă nu te-ai grăbit, fiindcă ai fost gata să renunți, să accepți și să aștepți, îți spun și tu alegi. Persoana la care te gândești este o persoană cu zile puține. Ai libertate să faci pasul sau să nu faci. S-a dat înapoi și-a urmărit. Acea fată de atunci a murit relativ tânăr la o naștere. Deci Dumnezeu lasă libertate, dar în același timp te ajută, te călăuzește dacă vrei să îl asculți. Amin. Este normal că fetele să facă facultate și să nu știe să gătească. Iertați-mă, dacă știam că așa de repede nu citeam întrebarea. Este o chestiune serioasă. Pentru că explică mai departe. Facultatea este compatibilă cu pregătirea pentru căsătorie. Adică vrea să spună, este de folos. Eu cred că am vizat ceva de genul, face facultatea, apoi se mărită, sunt copii și nu mai profesează. Asta cred eu că vreau să spun întrebarea, deci reveniți cu picioarele pe pământ. Mai cred că cineva când face o școală, o face sub o anumită călăuzire, dacă este o fată credincioasă. Dar să admitem că a fost una care a făcut facultate, s-a pocăit tocmai la facultate. Deci. Nu este rea școală. Cel puțin va fi o mămică care va ști să-și mediteze copiii, nu mai gândește meditație. Da? Dar, evident, asta nu înseamnă că o femeie nu este bine să aibă deprinderi casnice. Dacă vreți să fiți mai economi. Da, asta nu înseamnă că și bărbatul nu ar trebui să o ajute, nu? Să se priceapă amândoi. Trist este când avem de-a face cu bărbați sau cu femei care sunt leneși, care nu pun mâna, nu se ajută unul pe celălalt.
Dar aici e vorba tot de stări firești, dragii mei. Țineți minte și vorba asta. Neprihăniți, harnici și darnici sunt, neprihăniți, leneși nu sunt. În schimb, nepocăiți, harnici și darnici sunt. Deci, un credincios trebuie să dobândească, să aibă și astfel de calități. Și cu un bărbat bun, nici nu o să fie multe pretenții. Spunea Spurgeon, care mi se în cartea din cuvintele lui Amfogaru, cu o nevastă pocăită și harnică. Am ținut trei lucruri de parte de casă, pe diavolul, sărăcia și mizeria. Așa să ne ajute mă rog. Bun. Acestea au fost întrebările dumneavoastră. Să vă binecuvintez cu Domnul Dumnezeu. Cu ce hotărâre plecați de aici? Veți renunța la prietenii care nu sunt stabile și nu sunt serioase? Vă veți schimba orarul? Veți înlocui pierderea de vreme pe telefon cu ceva rugăciune citită în Biblie? Sau rămâneți tot cu oglindă, oglinjoară. Și apoi, zice un alt vers dintr-o poezie, ceva mai amintit din ea, sparge în bucăți oglinda cu o sânda e nedreaptă și privește în Scriptură cu slava care te așteaptă, urge-și cercănuta față cu cereasca ale fie ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. M-aș bucura cei care vor, cei care sunt înțelepți, să schimbe ceva în viața lor, să pornească o viață curată mai departe, cu dăruire pentru Domnul, cu gânduri de misiuni, sfinte, plăcute Domnului. Asta nu înseamnă să fie harnici, din potrivă, așa cum spuneam, dar fie că hărnicia să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, care poate și știe să poarte de grijă. Mă uitam așa la voi de dimineață, doar asta mă adaug. Au fost și cântări, cu entuziasm, cu bucurie, să te stine, bucură de tine, tinerețea ta. Dar voi știți că Duhul Sfânt anunță că generația asta care sunteți voi veți prinde persecuții? Și într-o noapte, unul dintre băieții mei din ăștia ce nu-i căsătorit, a avut un vis și a zis, Domnul, vreau să-ți pregătesc o fată cu care să reziști în vremea de prigoană. Unii vă judecă, băi, tinerii ăștia nu sunt serioși, mi este milă de voi, de ceea ce vă așteaptă în viitor. Și de aceea aș dori cu ce pot să vă ajut să fiți tari în Domnul. Amin. Dumnezeu pe unii vă ocroti, când vine Domnul, va găsi pe unii în viață și vor fi mireasa de sus. Alții, poate să trebuie să iau un preț. Poate aș citit într-o carte, pare și 70 de eroi ai credinței se numește. Îi dă un caz din secolul XVI, familia Maturi, undeva în nordul Italiei, căsătoriți de curând, el a fost arestat pentru că nu vrea să renunțe la credință. Soția lui tânără s-a dus să-l viziteze, a cerut voie magistraților și i-au spus, da, tu poți să-l convinci, te stine căsătoriți. Aveți voie la un dialog în prezența noastră și ei spune lui, auzi, nu cumva pentru viața de aici să renunți la credința în viața de apoi. Am venit să te întăresc, să spun, nu cumva de dragul meu să renunț la Domnul. Și magistrații au spus, tu la lungi pe rug, te arestăm și pe tine. Și au zis, sunt gata, o singură dorință avem, să ne ardeți pe același timp. Și au murit la 200 și ceva de ani, arși pe rug. Însă nu s-au pierdut. Ei vor avea o glorie mai aparte în Împărăția lui Dumnezeu. V-aș dori și vouă să aveți o viață bună și frumoasă. Să vă păzească, Domnul să vă ocrotească, dar mai presus de toate să fiți ai Lui și asta pentru vecii vecilor. Amin.